La liceul teoretic Petre Pantra din Balci, lucrările de reparații sunt în plină desfășurare. Au fost multe și diferite, toate menite să crească gradul de confort și educație al copiilor care frecventează unitatea de învățământ. Suntem într-o etapă destul de avansată pentru a finaliza niște lucrări pe care le-am început în această vacanță și care sunt foarte importante pentru noi. Și m-aș referi în primul rând la amenajarea unui centru multimedia și a unui spațiu destinat unor activități culturale pentru ciclu primar îndeosebi, ambele construite cu niște bani importanți pe care i-am câștigat în timp participarea întregii școli la concursuri specifice. Situația este asemănătoare cam în toate unitățile de învățământ. Cu toate astea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt dau asigurări că lucrările vor fi gata până la începerea anului școlar. Stadiul lucrărilor este de aproximativ 85%. Sperăm ca în maxim 20 de zile să avem de-a face cu un procent de 100%. În ciuda eforturilor făcute de autorități, vor exista și în noul an unități de învățământ care își vor deschide porțile fără a deține autorizația sanitară de funcționare. Motivele sunt cele care trenează de ani buni. Vor fi câteva unități care nu vor avea aceste autorizații pentru că avem diverse corpuri de clădire care au autorizații, dar există localități unde avem probleme cu toaletele, uneori în unele localități și apa potabilă. Spre deosebire de anii anteriori, autoritățile locale care administrează unitățile de învățământ s-au preocupat să rezolve problemele ce țin de siguranța la incendiu a grădinițelor, școlilor și liceelor.